Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Brașovul tău. Astăzi vrem să vă prezentăm o brașoveancă de poveste. Chiar dacă s-a născut în Teliu, viața acestei brașovence a continuat în Brașov timp de mulți ani cu multe, foarte multe realizări, pentru că una dintre ele, poate cea mai mare, este nominalizarea la Premiul Nobel. Este vorba despre profesor Georgeta Blendea Zamfir, scriitoare, doctor honoris causa, nominalizată, așa cum am spus, la Premiul Nobel, președinta Academiei Daco-Române, filiala Brașov, cu primite nenumărate diplome pe care ar trebui să le număr, dar mi-ar lua prea mult timp și de aceea vreau doar două dintre ele să le specific, diplomă Theta Healing și diplomă Părinte al Patriei, participantă la simpozioane UNESCO, având scrieri importante, apreciate de critici în nenumărate ocazii. Așadar, despre viața acestei scriitoare, despre realizările acestea, vom vorbi astăzi chiar cu dumneavoastră, doamna Georgeta Blendea Zamfir. Bine ați venit la emisiunea Brașovul tău! Vă mulțumesc în mod deosebit, sunt fericită să fiu în fața ardelencei minunate, frumoase, inteligente, fine, generoase, Irina. Mulțumesc! Și de asemenea mă adresez cu multă dragoste brașovenilor mei, Brașovului, pe care l-am cântat în toate scrierile mele, în cartea Inefabila Trăire, lansată în mai multe locații și în București, am un capitol Imnele Brașovului. Deci am o deosebită plăcere să mă adresez dragilor mei brașoveni, deși în momentul de față circul mai mult prin București, prin lume. Circulează tot la Brașov, vă întoarceți? Bineînțeles, în cartierul Astra, când intri în el, intri ca într-o pădure. Fiecare bloc are în față o grădină plină de flori, de arbori care mă inspiră. Vă aduc aminte acești arbori cumva de locul natal, de Teliu, loc cântat în multe dintre scrierile. În toate scrierile mele chiar cânt acest loc magnific, cel mai lung dintre sate. Tunelul este de 7 km, este o adevărată poveste, poate o să vă spun, legată de familia mea. Inginerul Bertolotti a coordonat activitățile celor 3 tuneluri. Păcat că acum trenul nu mai merge pentru că s-a drămat potul de la Budila. Doamna Georgeta, vorbiți cu mare patos și drag de localitatea natală. Bazmele copilăriei v-au situat în postura aceea de a crede că întotdeauna binele învinge răul și v-au înălțat așa sufletul de câte ori a fost cazul, iar pasiunile dumneavoastră diverse sunt de fapt materializate în realizările dumneavoastră. Haideți să mergem așa pe un fir al poveștii de viață, povestea Georgetei Blendea Zamfir, pentru că știu că aveți foarte multe pasiuni și știu că sunteți neobosită. Nu știu cum de puteți fi atât de neobosită să creați tot timpul ceva, să faceți tot timpul ceva, să nu stați efectiv. Viața mea este o scară și fiecare treaptă este o pasiune, nu o scară scurtă, o scară lungă, exact, care se visează în continuare. Basmele m-au învățat numai să cred în bine și am promovat o literatură care se numește de către critica literară optimizantă. Și m-au învățat și să caut în viață doar un făt frumos, așa cum a fost soțul meu, descendent din conții Bucevski, care au dat pe pictorul Epaminon Bucevski, care a fost prieten cu Eminescu, și Ramona Pintea moștenește acest talent nemaipomenit. A venit acum de la după ce a fost în America, primită de 2 televiziuni, a venit la Londra și a pictat un perete. Este magnific ceea ce a făcut.
Ramona Pinta este fiica dumneavoastră, o să ajungem acolo imediat, este rodul iubirii dintre dumneavoastră și soțul dumneavoastră, este un pictor renumit în întreaga lume, colecția Urban Queen, Regina Urbană, spune totul despre Ramona Pinta, dar vom ajunge și acolo. Ați debutat la 15 ani și prietenul dumneavoastră de atunci și v-a arătat revista. V-ați fi căsătorit cu el, dar soțul dumneavoastră v-a furat, așa cumva, aș putea spune. Soțul dumneavoastră, care era un student frumos, era un om inteligent, cu ochii albaștri, dumneavoastră îl descrieți mai frumos și ochii decât ai lui Richard Burton. Înseamnă că v-ați iubit foarte mult soțul? Foarte mult mi-am iubit soțul și o să vă spun un amănunt picant, m-a păcălit. Vă rog. Noi mergeam, ne-am cunoscut la o petrecere și mergeam la petreceri și mi-a spus, hai să mergem la o petrecere. Da, deschide o ușă, intrăm acolo și vă dați seama ce a urmat, că a trebuit să mă ia de nevastă. Mama! Deci e normal că v-a furat în cazul ăsta de la toți pretendenții potențiali, da, și da, văzuți și nevăzuți, astfel încât viața v-a luat așa o întorsătură înspre bine din acel moment. Da. Ați avut, doamna Georgeta, cum spuneam la început, o sumedenie de întâmplări frumoase în viață, o sumedenie de întâmplări care v-au marcat viața. Uitându-mă pe masa aceasta, sunt o parte, există aici doar o parte, sunt doar câteva, da, din diplomele, din recunoașterea muncii dumneavoastră până la urmă. Eu am să punctez câteva foarte puține, pentru că nu avem timp, momente ale activității dumneavoastră. La Festivalul Internațional Cerbul de Aur a fost acreditată ca reporter, reprezentantul Angliei. Ce v-a spus? Mi-a spus, you are Liz Taylor, apropo de faptul că soțul meu avea ochi mai frumoși decât Richard Burton. Deci v-a asemănat cu Liz Taylor. După aceea, la liceu de pe Calea Bucureștilor, ați participat la un cenaclu literar, Gândul, da? Ca la un cenacul literal cu gândul de a deveni scriitoare. Nu știu, atunci a început pentru dumneavoastră? Nu, în clasa a șasea. În clasa a șasea, când ați descoperit pe Jules Verne, bineînțeles, Jules Verne este cel, scriitorii sunt cei care promovează și acum nu sunt luați așa bine în seamă, promovează această umanitate. Dacă n-ar fi fost Jules Verne, n-ar fi zburat liderii noștri cu avioanele și etc., etc., dar Jules Verne, am descoperit mai târziu, a cunoscut lucrările lui Leonardo da Vinci și eu am de la Leonardo da Vinci o prevestire pe care am primit-o printr-un guru. N-aș vrea să rămân acum asupra acestor amănunte, poate o să pot să vorbesc mai mult altă dată, pentru că ar fi o impietate să-l trec așa pe Jules Verne și pe Leonardo da Vinci doar într-o propoziție. Da, dar Jules Verne v-a inspirat și a fost un punct de plecare în visul dumneavoastră de a deveni ceea ce sunteți astăzi, așa cum se întâmplă în viață, de fapt, pentru fiecare. Există ceva ce ne motivează. Apoi, de la Jules Verne, ați manifestat și o pasiune pentru George Călinescu, da? Da, vreau să vă spun că la o întâlnire ca profesor cu elevi după 10 ani a venit un fost elev și mi-a spus, doamna profesoară, dumneavoastră așa frumos ați vorbit despre arhitecții lui Călinescu, eu m-am făcut arhitect. Mi se întâmplă să mă întâlnesc cu foști elevi la literatura universală, am accentuat foarte mult, veți fi în străinătate, să le demonstrați celor de acolo că le cunoașteți mai bine literatura. Și vin din Canada, vin în America și mă opresc și îmi spun că e adevărat. Dar viața dumneavoastră, mai departe, mergând pe firul scriitorilor, a ajuns la marele Mihai Eminescu. Nu-i așa? Pentru că pasiunea pentru Eminescu v-a marcat și da, aceasta viața. Și rămâne în continuare, rămâne. Particip la Institutul Eminescu la București. La licență, unde am avut antume și postume eminesciene,
profesorul biblioteconom a fost atât de entuziasmat când am afirmat că postumele lui Eminescu sunt pentru viitor cea mai modernă poezie, și ca profesor de literatură universală al Liceului Mihai Eminescu din Iași am studiat pe text, deci romanticii, Novalis, Byron, alături de Eminescu. Eminescu este deasupra și nu vreau să fac prima această afirmație, pentru că el are universul dacic. Cultura ancestrală dacică este imensă, așa cum o vedeți și dumneavoastră, că se revelează. Când am postat primele pe Facebook, am fost înjurată și eu i-am înjurat și le-am spus că mergeți la antici să vedeți ce cultură au admirat în spațiul nostru. Da, interferez pasiunea mea pentru cultura ancestrală a poporului nostru. Da, pentru că și Jules Verne și Eminescu au fost niște vizionari, nu degeaba v-ați atașat sufletește de ei, ca studentă la Iași, pentru că la Iași ați studiat, mergeați... Și am terminat la București. Și ați terminat la București, dar mergeați la cenaclul literar Mihai Eminescu, nu? Acolo unde în timpul acela ați și început să scrieți Zamolxis, nu? Romanul Zamolxis, da, pentru că da. Este vorba de acea cultură ancestrală de care spuneați. Da, nu este. Este un roman, cum a spus un mare scriitor pe care eu îl consider tortor al nostru, Mihai Antonescu. Este un roman pentru inițiați. Okay. Este un roman plasat pe trei nivele. Deci metaforele îmbracă toate elementele din natură. Pe urmă urmează firul povestirii, este un roman de familie, întreaga mea familie, suntem vreo 30 de nepoți, la bunica mea, personaj bunica mea, și în al treilea rând un ritm al iubirii. Este scris în stil prustian? În stil prustian, deci o mare pasiune am avut pentru Marcel Proust. La o lansare de carte, Venis Andreea, fiica Ramonei Pintea, a pregătit madlenele, celebrele madlene pe care le găsim degustate. Da. Mă întorc un pic în timp la admitere. La admiterea în facultate, decanul v-a întrebat unde ați urmat liceul, iar când a venit tatăl dumneavoastră să vă retragă, fiindcă nu mai existau posibilități materiale, decanul, cum a reușit să-l convingă să vă lase să studiați departe? Da, și-a amintit decanul că m-a cunoscut la admitere. Am fost și eu uimită și tatăl meu ulterior mi-a spus că a trebuit să vândă ultima parte a grădinii din Teliu și acolo a cumpărat-o fratele lui și acolo sunt nepoții, e strada Blendea. Este o stradă întreagă pentru că sunt toate rudele care locuiesc acolo. Da. O să ajungem la un moment dat la o poveste drăguță cu mătușa dumneavoastră, dar până acolo haideți să ne ferim la Freud, pentru că iată pasiune și pentru Freud. Altfel, cum s-ar putea lega un roman de căpătâi scris de Georgeta? Carte de critică literară sub egida academicianului Constantin Ciopraga, pe care dacă românii îl vor cunoaște, măcar personalitatea literaturii române, această carte fantastică, ne putem ridica cum ne ridicăm acum, am ales pe Facebook, în spațiul culturii ancestrale din spațiul nostru. Da, dar aș vrea, nu știu dacă, nu cred că o aveți aici, o altă carte de căpătâia dumneavoastră, Orizont psihanalitic, da, în Ion, de Liviu Rebreanu. Da, da, cred că v-am dat-o dumneavoastră acolo ca să citiți. Cred că mi-ați dat-o, da este la mine. Am lansat-o la Londra. Am lansat-o la Londra și acolo e Freud pe copertă și Rebreanu. Și ceea ce este amuzant, o doamnă care era de culoare, o doamnă scriitoare la Londra, la
Da, s-a distrat și a spus: da, îmi place foarte mult poza dumneavoastră. Da, și acum, dacă da, am și... să vă rog frumos, frumoasă, doamnă Irina, să citiți câteva cuvinte sintetice privind cartea. Înzestrată cu o fină intuiție psihologică și cu un spirit critic mereu alert, autoarea, Georgeta Blendea-Zamfir, pornește în căutarea condiției umane a personajului principal din romanul Ion, dincolo de status social, morală sau normă. Sunt scoase la lumină, printr-un demers analitic original, mecanismele inconștiente, pulsiunile și nevoile care originează acțiunile eroului rebrenian, fiind explicate fapte și comportamente. Este un comentariu al doamnei Benga Artemiza Luminița. Foarte frumos. Am zis că este una din cărțile noastre de căpătâi, dar mai aveți și altele, doamna Georgeta, pentru că ați participat, uitați, și la Salonul Literar Darie Magheru de la Săcele, când ce ați publicat atunci? Atunci am publicat multe cărți, acum și Sfârșitul 20. Veacului. Sfârșitul Veacului, da, am debutat cu Sfârșitul Veacului, cu Victor Sterom, o altă mare personalitate de o mare cultură, cu care m-am întâlnit la București, la Boema, unde am fost invitată în urma unui concurs la Radio România Cultural. Și nu este vorba de Sfârșitul Veacului, este vorba de timpul respectiv. Acolo am imagini din Teliu, din dealul cu căpșuni aromați, tot pe care l-am moștenit. Tot da. Acolo vă întoarceți la glie, cum se spune, da. La vatră, pentru că toți copilăria și locul da. Natal ne marchează pentru tot restul vieții. Atunci, haideți să intrăm puțin în povestea de viață familială a Georgetei Blendea-Zamfir. Din partea bunicilor mei, din partea mamei, toți au fost înclinați spre studii înalte. De exemplu, mătușa mea, Margareta Băhnăreanu, care acum a fost aniversată la Șaguna, și am izbucnit toți în plâns când am văzut videoul, pentru că ea semăna foarte mult cu mama mea care a murit, și avea pe nepotul ei la Oxford, și de la Oxford a fost trimis reprezentant pentru Uniunea Europeană. Majoritatea din partea aceasta sunt medici, sunt profesori, iar din partea tatălui sunt oameni de afaceri. Fratele meu, Gheorghe Blendea, după Revoluție n-a mai putut să realizeze, a încercat tot felul de afaceri, a plecat în America și acolo are o afacere foarte bună, dar vine și acum este la Teliu, are o casă la Teliu, pe care vrea să, cu multe camere, vrea să facă turism, alături de verișoara mea, Maria Damian, care are multe cofetării în tot județul și a ridicat o vilă grozavă în grădina străbunicului meu, Blendea. Credeți? Și mulți. Deci sunteți o familie numeroasă. Și toți realizați. Și toți realizați. Nu avem nicio cădere. Fie pe plan cultural, fie pe plan al planul afacerilor. Haideți să, pentru că ne apropiem așa de final, să-mi spuneți puțin, fiindcă eu așa v-am prezentat la început, sunteți nominalizată la Premiul Nobel. E vorba despre cele 20 de cărți trimise în dosarul dumneavoastră, pentru care ați muncit foarte mult. Ați muncit și munciți în continuare. Sunteți... Scriu acum cartea. Da, ce scrieți acum? Scriu acum cartea pe care nu știu dacă reușesc sau mai, și am să, dacă întrerup și acest ideal. Scriu acum cartea Dragostea Mirifică pentru mama Geia, Geița Pământului, mama Getodacilor. Această pasiune a dumneavoastră sau înclinație către lumea getodacică, câtă bucurie v-a adus, doamna Da, Georgeta? Am făcut rană la deget pe bibliografia aceasta, eu îi spun cultura
ancestrală din spațiul nostru, că implică numai pe daci, pe geto-daci, pe ramanii de la care avem numele, toți spun că de ce ne numim România și romanii de la ramani, este foarte multă cultură. Și acum există pe Facebook postări non-stop. Este, aici aveți o poezie pe care, deci dumneavoastră scrieți și... Ad hoc scriu și acum am să fac pentru secretarea dumneavoastră, pentru Zodia Peștilor, o să ieși, o să-i fac. Se pare că vă împrieteniți oriunde vă duceți cu toată lumea, sunteți foarte empatică cu oricine. A dărui, ne spune Dalai Lama, este cea mai mare bucurie umană. Da, este foarte adevărat, e mai important a dărui decât a primi. Da, e mai plăcut. Și e mai plăcut pentru suflet fiecăruia. Spuneați că aveți acasă un sertar plin de diplome și de nu știu, cărți. De... Nu, am la teliu 3 metri jumate de... În această carte, Mirobolantele iubiri, publicată și în SUA, a evidențiat editorul, când i-am povestit că am 3 metri jumate de manuscrise, și a evidențiat. Cărțile mele sunt ilustrate de Ramona Pintea. Haideți să vorbim puțin despre Ramona. Ramona este fica doamnei Georgeta. Eu am evitat pentru că știu. Universul copiilor mei, de asemenea le-am și pe Ray Zamfir de la Londra, universul copiilor mei merită o carte întreagă. Deci, chiar când vă decideți să scrieți o carte doar despre copii? Da, eu îi, în toate cărțile mele vorbesc sunt despre specificații. Ei și vorbesc cu numele lor adevărat, despre personalități vorbesc cu numele adevărat, numai personajele au alt nume. Și am evitat să spun că este fica mea pentru că vreau să este atât de și băiatul meu este atât și există așa o dragoste mare între noi. Băiatul meu îmi spune mămițica mea scumpă, iubițica mea și eu îi spun băiețelul meu scump, așa ne-a dat. Câți ani are băiatul dumneavoastră? Nu vă spun că nu vreau să aflați vârsta mea. Nu, dar noi știm că băieței și fetițele noastre sunt la 100 de ani, tot băieței și fetițe sunt. Da, Ramona mă sună în fiecare zi. Ramona a tot fost la Brașov, doamna Georgeta, adică a mai fost. Dar acum ea locuiește în... Nu, Ramona a studiat la Londra pictura. Da. Tot ce au câștigat și-a făcut o casă de modă, n-a avut curajul să intre direct la Londra, pictura, da? La Londra. Și tot ce a câștigat ea și soțul ei, Alex Pintea, care descinde din Pintea Viteazul, deci a fost o întâlnire, vedeți, aici chiar poți să spui că există intervenție divină. Ei nu știau că sunt români și s-au întâlnit și se iubesc foarte mult. Și Alex a intrat, tot ce au câștigat la Londra, Alex a intrat într-o afacere și au construit 3 cartiere în Pipera, în București. Au vândut apartamente și acolo este o minune. Omul simțește locul. Și ei locuiesc locul. În București, da? Acum, deci, în Pipera. Ramona locuiește în București. Da. Dar... S-a întors ea la Londra și s-a întors în București pentru că ea spunea că și pentru tine m-am întors să fiu aproape de tine. Cu siguranță s-a întors pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, doamna profesor, doamna scriitor, Georgeta Blendea Zamfir, doamna cu atâtea realizări la activ, cu mulți ani de căutări, de răsfoit bibliografii întregi, de compus, de gândit, de așezat în pagină, de cântat satul natal, de iubit oamenii din jur. Sunteți așa cum vă place să vă numiți o ardeleancă adevărată, destoinică, cu care noi, Brașovul, ne mândrim. Și pentru aceasta vă mulțumesc, vă doresc din tot sufletul să continuați tot ce ați început și tot ce faceți acum și în câteva secunde vă rog să ne citiți aceste versuri așternute ad hoc. Da? Verde, verde, roșiile vișine s-au născut din flori albi, roze, au apărut lujerii galbeni ale desânziene,
Tei în miresmează eminescian, cântăm de-al vale blagian, de la mamă la stare ridicăm, roșu galben albastru ca pasărea Phoenix cântă. Vă mulțumesc doamnelor și domnilor pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și astăzi. Sunt Elina Palade, toate cele bune până data viitoare, la revedere!